Adrian, ai semnat cu Zimbru, ești bucuros? Da, mereu sunt bucuros să mă întorc acasă. Pe ce termen ai semnat? Da, un contract de 2 ani. Sunt bucuros, sper să atingem scopurile propuse, să dăm randament, să fie totul bine. De ce anume Zimbru, nu alt club? Cum ai ajuns înapoi la Zimbru? După ce am terminat să particip în Belarusia, am fost sunat, invitat să mă întorc acasă și am făcut această alegere cu mare bucurie, pentru că Zimbru va fi mereu pentru mine clubul preferat și casa mea, unde am fost crescut și educat ca fotbalist. Acum vă antrenați în sală, afară, cum este atmosfera în echipă și cât de bine sunteți pregătiți? Suntem în proces de pregătire, sigur că condițiile climaterice puțin ne afectează, însă totul merge după plan, ne pregătim bine. În scurt timp avem o deplasare în Turcia, sper că va fi mai bine și vom fi gata pentru a doua parte a campionatului. Ce așteptări ai de la acest sezon și care este obiectivul tău personal și al echipei? Obiectivul meu personal este să, sigur, să câștigăm orice meci în care participăm, la care ieșim, și scopul meu personal să mă arăt eu cât mai bine și apoi vedem ce va fi mai departe. La Torpedo, dacă poți să ne povestești mai mult despre evoluția ta, cum a fost acolo? A fost bine, am avut experiență și în Belarusia. E un campionat destul de puternic. Dacă e să faci o comparație dintre campionatul din Belarus și cel din Moldova? Ca comparație, cred că, în primul rând, structurile, terenurile de fotbal sunt, sigur că, mai bine în Belarusia, pentru că fiecare club are stadionul lor, adică condiții pentru antrenament, pentru meci sunt mult mai bune. Însă, ca nivel, nu pot să zic la sigur, însă părerea mea că e un pic peste noi. Însă asta e doar propria mea părere. Tu în Belarus ai fost și accidentat. Cum te simți acum? Nu te mai supără? Da, am fost accidentat din start. Am avut parțial rupte ligament la umăr, însă acum mă simt bine, mă pregătesc cu toți, adică sunt apt la 100%. Ce s-a întâmplat? În meci am fost faultat, am căzut direct în umăr și am ieșit din cadrul antrenamentelor și meciurilor aproximativ pe o lună și ceva. Însă m-am reîntors și a fost tot bine. Odată revenit la Zimbru, sper să revii și în lotul selecționate Moldovei. Ion Caras va fi cu ochii pe tine. Da, sper foarte mult. Sigur că contează și practica de joc și cum mă voi arăta. Mă voi arăta bine, sper că mă reîntorc.